Vă spuneam în această seară că Maria și Liviu au fost anunțați că vor participa astăzi la emisiunea Neața cu Răzvan și Dani, o emisiune aniversară pentru că emisiunea împlinește 16 ani. Maria a fost cea care a anunțat primul, prima acest lucru pe Antena Play își anunța susținătorii dacă vor să o urmărească acolo și să o susțină. Așa că am văzut că foarte lume, multă lume se întreba de ce au fost ei aleși ca reprezentanți ai emisiunii. Păi, din câte mi-amintesc eu, în prima săptămână de votare, Maria și Liviu au fost aleși de către public mirii săptămânii. Așa că eu cred că acesta a fost considerentul pe care s-a mers. Prin urmare, astăzi vor participa la acest party organizat cu această ocazie la Antena 1. Erau foarte încântați aseară, au primit chiar și o sarcină în acest sens, au fost chemați toți concurenții în living și anunțați pe plasmă de faptul că trebuie să pregătească un tort aniversar pentru această ocazie pe care îl vor duce în studioul băieților de la Neața cu Răzvan și Dani. Prin urmare, cred că le-a pus la dispoziție stafful toate ingredientele necesare ca să pregătească acest tort. Am văzut că toată lumea era foarte agitată și toată seara s-au străduit să leasă foarte bine tortul, în special Maria Liviu, dar i-a ajutat și doamna Daniela foarte mult. La fel, am mai văzut câteva persoane foarte implicate, spre exemplu Laura, Albert au fost acolo și au pregătit anumite părți ale tortului, au făcut cremele, au decorat chiar pe Albert l-am văzut decorând tortul împreună cu Maria, mă rog, au pus frișcă într-o pungă pentru că au trebuit să improvizeze să poată decora acest tort chiar erau îngrijorați că nu o să aibă unde să-l pună pentru că ești un tor destul de mare și le spuneau băieților să facă loc în, frigiderul lor pentru că este mai gol să încapă acest tor să nu cumva se, să se strice până dimineață.